În acest weekend a avut loc o mare explozie la o stație de GPL în comuna Crevedia. Această explozie a rezultat pagube și chiar numeroase victime. Motivul tragediei a fost descoperit de către anchetatori. Procurorul General al României, Alex Florenț, a anunțat duminică seara ce au descoperit anchetatorii după primele investigații în cadrul tragediei de la Crevedia. Florenț a explicat că explozia a fost declanșată din cauza unui șofer care a vrut să mute gaz cu furtun într-o cisternă goală. Potrivit Procurorului General, societatea are 25 de puncte de lucru în toată țara, unul dintre ele în Crevedia, unde era și un sediu de birouri, dar care și-a pierdut autorizația ISU în 2020 și s-a solicitat închiderea acestuia. Sâmbătă, la firma din Crevedia erau 4 angajați de origine nepaleză, care în acte erau angajați la alte puncte de lucru. În zonă au fost aduse 3 autocisterne, una plină cu gaz care a fost parcată în curte. Șoferul a spus că avea probleme la mașină, o roată blocată. Vroia să transfere gazul în altă cisternă și împreună cu celălalt șofer au montat un furtun de livrare, în condiții care nu sunt pe deplin elucidate, a explicat procurorul general. La acel moment, sub cisternă a apărut o sursă de foc. Cei doi șoferi au scos pe cei 4 nepalezi din sediu să îi ajute să oprească traficul, iar ei au încercat să stingă incendiul. Atunci a avut loc prima explozie. Procurorul a adăugat că dosarul urmărește infracțiunea de distrugere din culpă, iar ancheta este derulată de specialiștii de la investigații criminale și infracțiuni economice. În același timp sunt audiați martori la IGPR și au loc percheziții domiciliare, inclusiv la primăria Crevedia, la punctele de lucru ale societății din București și la reședințelor celor doi acționari ai firmei. Cercetarea la fața locului se derulează în perimetru de siguranță, iar locul va fi asigurat peste noapte până la momentul dispariției oricărei stări de pericol, să nu existe pericol pentru echipa care trebuie să facă cercetare. Duminică au fost mai mulți martori cu potențial probatoriu, fiind audiate mai multe persoane la IGPR și urmând să fie audiați și alți martori. Scopul principal al perchezițiilor este de a identifica eventuale înscrisuri și documente pentru derularea anchetei, precum și diferite medii de stocare, care ar putea deține probatoriu pentru derularea viitoarei anchete. Principalele obiective ale anchetei sunt stabilirea activităților derulate de societate prin intermediul punctului de lucru din Crevedia, ulterior declarării închiderii punctului, din perspectiva indiciilor privind derularea activităților neconforme, apoi verificarea modului în care s-a autorizat punctul de lucru, iar ulterior anulării autorizației și închiderii formale a punctului de lucru, modul în care s-au realizat controle de către instituțiile abilitate. În ceea ce privește persoanele decedate, acestea se aflau în casa de vis-a-vis de stradă. Din audierile făcute până acum sunt detalii șocante, apropo de impactul suflului primei explozii care a dus la decesul celor două persoane, relatează Digi24.ro.